Știți că după ONU că se termină pauza de masă, că acum e închis. La scaunii este? Nu. Ce-mi sta pe jos? Romantic. Dar culiul îl iau? Nu văd, poate în capătul etajul nu mă duc să văd. Mă iertați-vă, rog frumos, dar aveți aici culiul cu apă de aici? Culiul cu apă de aici? Pentru da. Și pentru mine, și pentru Oleșca, și pentru câinile, și pentru toți. Să bem. Dacă se face, cumva... Anticamera s-a deschis. Da. Nu, așa nu e. Dar scrie anticamera. Anticamera scris, noi nu la... Bună ziua. Bună ziua, unde scrie anticamera? Aici, nu scrie director. Și n-are director anticamera, sau direct? Nu are director anticamera. A, okay. Direct la director. A, ok. Putem să vorbim cu director acum? Dacă puțin așteptați, când le-am prăzut, când vor amiez. Bine, așteptăm, da. Dar între timp căutam scaune și apă și n-am găsit nici una, nici alta. Și dumneavoastră ați deschis și... Nu e apă în coridor. Da, la un cabinet este nici culiul cu apă la ce? Da, este acolo și la serviciu. Mulțumim. Mulțumim. Și cu toți în serviciu. Wow. Ia și director blând. Eu am zis că e anticameră, dar e și chiar director și scrie, nici nu anticameră. Am cătat pe dracu, dar am dat pe tață. Nu, că e soră sa. Vezi cum îți ies greșeul la cameră? Dacă vă zic. Merge. Dar am ușor zină și să ne întrerup cu apă. Nimic nu s-a așa, că să ne duc apă să arăt cât de amabil sunt, cât de au grijă. Să spunem, da? Da, păi. Iată, noi am venit cu Nicolae, la Asistența Generală a Republicii Moldovei. Cum corect e să zice, Oleșca? Agenția Națională de Asistență Socială, ANAS. Da, și dorim să rezolvăm întrebarea lui ca să anexăm după Nicolae un asistent social care să aibă grijă de el acolo în sat. Și să încercăm să influențăm asupra satului primăria lor pentru ca să vii să facă regulile acolo, ca să aibă copilul ăsta, ei, băiatul ăsta, pentru ceva e copil, pentru ceva băiat, mă rog, să aibă unde locuie. Ia că acum, că după lege el e invalid și are dreptul la o parte din casă, am încercat să vorbesc cu domnul primar, el a început să spui că la dânsul mama acolo, bie, soră, bie, el nu vrea să aibă grijă de toți, dar după lege ei trebuie să aibă grijă după invalid și în locul și ala unde locuiește el, cu adevărat, dacă el locuiește într-o cameruță, numai acolo trebuie să fie asistent social și să facă curățenie și așa mai departe. Dar nici asta, eu nu am văzut că să fie ceva rezolvat. Domnul primar zice că el n-are nevoie de asistent social, dar eu confirm și toți confirmă și salvarea, că la mine, ea că ieri a fost salvarea, la altă ieri tot salvarea, din pricina asta eu am fost învăit să vă scurt să-l duc pentru acasă. Tine salvare? Pentru Nicolae. Uh-huh. Avem și hârtie, am și premoi efir, direct efir, translația, uh-huh. Cum se numește limba română? Transmisiune live, da, da. Pe Facebook, când lui rău era. Și asta iană, și care confirm că el trebuie să fie după cineva numai decât anexat, ea că și ne aduce nouă apă. Intrat. Ea că și ne hai, adem. Nicolae, deși mie să rog, пожалуйста. Иди сюда, солнышко, чтобы ты не упал. Нет, нет, так нельзя. Держи ты меня. Первый меня он заходит. Она взяла. Выпать снежится. Да, ты в рот. Ставим Николай. Я сейчас покажу. Аколосы. Да, да, да. Аколосы. Мы Олега Дрян, фамилия меня Влад. Персона дата есть Железова Николай. Noi am fost la Ciberlonga la satul Tamai cu dumnealui, nu, cu dumnealui, cu jurnalistii la echipa cu RAŞTV. Suntem activiști și să venim să apărăm drepturile persoanelor care sunt supărați de stat. El mi s-a plâns pe telefon cu aceea că n-are unde locuie și are probleme mama lui Bea, avem confirmat de la domnul primar și din pricina asta, el trăiește în condiții inumane. Aceasta am filmat, asta se arată chiar la cameră.
care e problema acum ca la asistență cea dumneavoastră? Noi am încercat să vorbim cu domnul primar și i-am zis domnului că persoana dată este nevăzătoare de gradul 1, acum nu este așa cuvânt 1, este gradul sever, da? Înțelegi ce am zis? De vedere. Și are epilepsie. Persoana dată trebuie să fie, după adresamințat, oarecare asistent social, asistent personal, mă iertați, da, care să aibă grijă de dânsul. Eu am încercat să vorbesc, bună ziua, cu domnul primar. Doriți să vă așezați? Nu, așezați, vă stați liniștiți. Eu am încercat să vorbesc cu domnul primar, dar el s-o poate că dumnealui nu îi trebuiește asistent personal. Aceasta nu este confirmare corectă. Și eu am vorbit cu asta și apă, sigilat. Trebuie să plătim pentru apă. Mulțumim. Prosti, mulțumim. Plăceri. Și asta e Ana. Și noi vrem să-i ajutăm. În primul rând, noi Curaj TV, activiștii, ce am luat la mine până când acasă el trăiește. Două zile de când el trăiește la mine, eu permanent chem salvarea. El când mănâncă, eu nu mănânc, dar eu stau după schinarea lui și încet mă uit ca să nu cadă el jos, că alaltă el a căzut jos și a înghițit carnea și ei care mânca. Asta în primul rând, asta nu-i de răs deloc pentru mine, adică eu mă tem, eu nu văd și eu vreau să-i ajut. Eu îți cunosc foarte bine. Da, mulțumim mult. Și eu vreau să-i ajut lui, înțelegeți cum noi cu Sandu... Dar cum ați-i tu pe mine, minte din Chișinău când ai fost la noi. Cum mă cheam? Ce pe Chișinău, Irina Banova. Aurelia Bulat, noi suntem acum la agenție. La Centrul Drepturile Omului. Nu, la Direcția Generală, Asistență Socială. Irina! Da! Asta care la mine, la Veneția, Veneșă, Nima, Sâmbie cu Sulu. Mă bucă! Doamna Irina, eu știu care l-am rezolvat, am încercat. Hai spune care e problema. Ia că vreau să să rog pe Elena Ivanovna de la Tamai să-i dăie lui Asistență Socială. Asistență personală. Da. Și el este de acord să dăie și de 800 de lei, dar m-am cumpărat primarul. Da, alo? Sandolis, eu sunt la Ministerul Muncii, la etajul care? 6. La birou cu asistent? 626. 624? 24. Dar noi cu Oleșca stăm aici, el ne filmează. Ia! Hai! Să vedem, mai întâi de să vorbim cu doamna directorul și apoi ne rezolvăm și care probleme poate să rezolvăm. Bun? Da, Oleșca, cu noi. Da. Bine, hai că mergi filmat și trebuie să o încerc. Și asta, Iana, și vrem să rugăm. Eu am vorbit cu domnul primar, eu pot să vă dau numărul lui, dacă vreți. Nu, mie primar nu-mi trebuie, eu nu am avut. Da, alu, doamna Irena, să vă dau? Spune-i mie cea de lungă, da? Tamai. Cea de lungă? Da. Raionul, cea de lungă? Da, dă-i să-ți dau numărul domnul Fiodor Fiodorici, primar, și el să vă dăie numărul telefonul personal al doamna Irena Ivanovna. Care eu am vorbit cu asistent social din primărie, care doamna Alexandra a spus și el ca temeie și tu a spus că nu-i dă. El spune că el are mama ca când și sora și ei nu vor să aibă grijă de toată casa din pricina asta. Eu știu după legea, când merge asistent personal, el face curat numai acolo unde trăiește persoana dată, nu tot de casă. Și, căroce, poliția a venit și nu a făcut nimic, nu a rezolvat nimic și el trebuie să fie lăsat pe stradă. Ați scris cererile oficiale și ați avut un răspuns oficial de la primărie sau numai că a fost comunicare așa? Verbal. În telefon. Verbal ați vorbit numai, stau telefonic, da? Telefon, am vorbit cu domnul Fiodor Fiodor și el a zis că Nicolae s-a adresat câteodată la asistent personal și lui medic a spus că el n-a nevoie de asta. Da, asistența socială. Deci și el asistent personal nu are nevoie dacă e cu dizabilitate? Eu nu știu. Ei confirmă că el are mama, are soră și lasă ei să aibă grijă. Dar ei beau. Și acum au luat o toclin dosar penal pe el, că vor să-l închidă în psihbolniță nelegitim, adică prinuditină în ce închise acum în limba română, să spune. Tratament forțat, da. Da. Tratament forțat. Și acolo și nu merge cum vorbirea pur și simplu de spital psihiatric. Acolo nu știți spital psihiatric tiulemnăvă tipă. Înțelegi cum? Dar asta nu are cu asistentă socială nimic. Dar asta arată foarte mult că mama nu are nevoie să aibă grijă de el. El singur, unicul om, are 1800 de lei sau 700, eu nu știu care, câți ani el are, câți ani are, câți are el bani acolo și el
asta, Iane, и мама с душ понит дать не баутура, да, а Николай ему меньше борьба. Берет алкоголь, выпивку берет и да. Говорит, что Николай заплодит. Сора и копил, что тот защитит. Пусть твоя руса, так ты мою шор себе скут за руса, пусть ворбешь на руса. Саула сворбес кер Николай. Но Николай только может подтверждать. Николай, вот расскажи, вот что они делают с этими деньгами? Нет, давайте я хочу узнать, чем мы можем помочь. Помочь нужно социального... То, так, значит, вы написали заявление, то, что они употребляют? Они алкоголь. Нам отказывают уже по телефону, и писать нам нету смысла. Нет. Во-первых, я должен уезжать в Израиль сейчас. Николай, вот. Да твоя прописка, колон каса, лаперинц? Ну, я понимаю, тебя... но мы же тоже должны как-то... Нарегел прописка НКАСа еще. Да, дичи, да, дичи. Они в том доме не прописки. Не прописки, ничего. Почему? Поэтому он остался на улице. Да, дичи, Нари. Я сам прописан у дяди. И у дяди. НКАСа, но не оформлен. У дяди, ага. А он не принимает. Но я могу быть, потому что он здесь, я с этой семьей не хочу говорить. Они пьяницы, они такие, они всякие. Ну, как село, знаете. А мама купила... Как село, это не то, что как село. Надо все равно, есть законы. По закону, да. Есть законы, надо писать заявление, полиция что они употребляют алкоголь. Полиция нарушается его права. И я сделал его досар пенал, что я легал куцит по мама. Я сказал, что не знал я что-то, не было. Это не есть конфирмат, и он имеет досар, что пидынсул лопатут, а то, что еще и пицца. И он был как обороняющийся, а не как нападающий. Да, полиция. Объяснение, ты для полиции, да? Да. Для прокуратуры генералом, для полиции генералом, после республики Молодофинка. Но я им кемат, и полиция делал 4 лунга там. Лунга йос репот резувания с антропиаской черви. Ну что еще не нормальный штук, у нас будет. Да, но я смысл искалил, вот скрыто, но и типа. Официально. Официально черви релав, но как мы все дамы та по колега de dumneavoastră de la secretariat și Nicolae semnează. Dar partea și vorbesc, dacă eu vreau întâi ei să expui pe hârtie problema. Credeți că îi pot scrie? Nicolae pot scrie? Da, hai că v-am napisat. El nu poate, dar tu, Oleg, și poți scrie. Dar eu țin minte. Nu, nu, nu. 5 cuvinte pe pagină. Nu m-ați înțeles. Ei trebuie să-i expună ca partea să ajute să-i scrie. Asta da. Asta și da. El oricum ar trebui să dicteze și chiar dacă nu vede, nimeni nu spune că ești normal. Dar pare simplu, vor asistent personal. Da. Vor asistent personal, da, pare simplu. Două fraze. Haideți să mă înțelegeți așa, uitați-vă. Ce costă serviciul dat? Asistența personală este un serviciu care e destinat anumit cu sani cu disabilități da, severe. Da. Corect, tu știi asta. Da, știu, știu, bine, știu. Noi cu tine atunci a discutat da, și la nivel de principiu, când a fost în... Da, nu a rezolvat mai mult decât da. Nu poate asta. Ca persoană să îi se oferi un astfel de asistent personal, trebuie să depui primul rând cerere la asistență socială. Asta primul. În sat, de exemplu, da. La asistență până socială au fost... depune pachetul de acte care dreptul la astfel de serviciu. Asistent social urmează să evalueze cazul, să stabilească care sau nu are, dar sunt anumite criterii după care el se încadrează, eu spune, pentru a beneficia de serviciu dat. Ulterior este necesar ca să întărești un asistent personal, da? Asistent personal, asta e persoana angajată în cadrul direcției. Da. Doamna Irina, spate. Ca eu să înțeleg, din partea lui, nimeni nu-i care să ofere astfel de servicii. Da. Corect? Asta e problema. Din familie, da, nu poate, n-are încredere și atunci trebuie găsit cineva din sat. Asistența socială să-ți ofere așa un... Așa o unitate, asistent personal, trebuie să aibă cereri, că cineva vrea să lucreze. Noi avem o tetezină. Păi trebuie să anunță concurs în sat, să vină oameni din sat care sunt capabili să califică, eu știu, foști asistenți medicali și tot așa. Care lucrează acolo și îi poate să propune. De ce? Nu anumit stil. 80% sau 90% asistenței personale sunt. Știu. Dar în cazul lui înțeleg că n-are pe cine. Unchiul de afară, fratele de afară. Uite, e ca vreba, nu vreba. E de anuare 60 de ani. Asta n-are importanță. Acolo, dacă este aptă de muncă, prezintă un certificat și este aptă de muncă, ea se poate angaja ca asistent personal. Careva contradicție la vârsta... El n-are așa om, sincer să spun, doamnă, e căchezina, ba vreba, nu vreba. Dar la asistența socială v-ați interesat? Da, da, eu m-am adresat la dânsul și eu zic că Nicolae n-are nevoie de asistent personal.
De atâta și am venit în coace că eu prinesc refuz din partea primarului. Aia cu ce facem așa, scrim cereri și dam deja noi îmi vom înainta de mesul să evalueze, să-mi răspundă în baza căror criterii eu stabilit că el nu are drept. Atunci vom vedea dacă ei vă refuză. Bine, da, încă o problemă, că au acolo casă și casa nu-i pe dânsul scrisă nici pe mama, e o cumpărată de aformit na sebea și nu spele aformit. И полиция пришла, и вместо того, а я ему видео взял. И умла лунга каста, около магару стригат водоволе, около играл магаша стригат. Что и садусь. Что ты это? Вот с кому ничего не знаем, не знаем, ничем помочь не можем. Делайте, что хотите. Аша, что ела ромас придумал. Да и у нас тут целая спиденская эпилепсия. Но я умла спиденцу в качинке шнел. И когда царь нам ажунся каста, держа, până când mânca carne și ei el o înghițit-o șezând culcă, știi mă tare ce înseamnă epilepsie. Eu am chemat salvare. Ieri seara tot am chemat salvare. Și eu mă scutur permanent, de că eu merg în trolebus, eu știu că el poate permanent scade jos și gata. Și eu nu-i greu, eu nu pot, eu și pe meu pot să-l fac calic. Și pe... Dar poate dacă totuși dumnealui, dacă ați fi de acord, să într-un centru de plasament, dacă părinții servesc... Dar ce înseamnă? Provizoriu sau... Provizoriu. Și este acolo în Găgăuzie sau aici la Chișinău? Deci, de lungă nu cunosc, pare că nu au. Nu au, dar noi avem în... Paruschetă. Da, Center Vremenного размещения... Пока решат Как раз узнаем, будет наш человек там и расскажет. Ты хочешь туда или не хочешь? Но это вот это тоже нужно подать заявление. Временно можно. Да, но тоже нужно подать заявление. Когда очень тяжело в школе. Я связал. Да, а то есть до учерера, кума, коллеги или Днестра. Смотри, я предлагаю сейчас нам время, так как вы сказали, я него вот нет. Говорю, пока он у тебя, можно сделать, подать заявление. Да. Пишем два заявления. Чатурунга рассматривает, подготавливает документы. Хорошо. Группа рассматривает, так как семья, если не был... неблагополучная и... Какому не воровну неблагополучная? Ce-i străde la halte? E halta de tren, nu-i halte, e halte. Da, ai vreun document? Are Nicolae vreun document cu el? Nu are niciun document. Eu de, cu documente să rezolvăm, no. To, că halte e exclucino, că 100%. E străde la halte. Это бомжи, там бомжи были. Нет, я помню, полностью. Да, там люди, у которых нету. Да, мы видели тех людей. И надо, мы не будем сейчас говорить. Și acolo nici măcar nu e centru de zi, acolo numai noaptea îi primești și ziua îi trimit în stradă. El e un centru de noapte care oferă domiciliu temporar, că persoana e prostitată. Pe noapte, da. El nu are domiciliu și în loc să doarmă în stradă, îi se oferă un pat, un loc, este alimentat, nu este. А пока миссионер временно решает его вопрос, он будет в этом отделе гиботренши инвалид. К примеру. Может быть. Требует скрыть черрика. Ну, кредит хера кумал, салпат интернат. А
Hai scriem azi cereri. Azi scrie cereri. Asta e în primul. Mai avem câteva luni, dar persoana nu rămână în frate. Dar de ce să nu punem în centru pentru victimele care de viol? Pentru că nu există. De ce nu există? Oana el este jertfă nasilie. Nu există, n-are statul așa. Și el nu-i copil, are 20 de ani deja. Dar nu-i tocă copii. La Casa Mărioare? Там у них квартира хорошая, там за ними следят. А шела его не где, но если мы достат, ну. Я ты с адрес от вербала, кума. Какого там солуция? Здесь я скрыл до утерев. Мне кажется, что быстрее всего можно было порешить вопрос с ассистентом персонала в его же доме, поговорить с прямолом. Da, da, până se rezolvă. Poговорил с мамой, чтобы разрешили ему жить. Это было бы самое быстрое. Да, asta nu se rezolvă nici azi, nici mâine. Primarul va найдет. Вот. Дайте вам дать номер на дома, который сейчас говорит. Какая проблема? Oricum, вербал, и у нас говорит. Да, ну и довады. Вербал, nici nu știi cu cine vorbești. Да, măcar să aflați care e situația. Păi situația a spus-o voi și nu-i clară. Care-i tributați să se sunați, să întrebați cum de ajutat lui? Că el e taman că foarte mult eu ajutat lui. Domnul primar de la taman... Și dacă eu îi fac demers și solicit să-i acorde tot suportul și să-i dăie și asistența personală, să dă semnul soluție dacă persoana n-are un stoar, pregătească pachetul de acte și conform legislației, dacă se îndatrează în criterii la centrul de clasament, temporal, timp perioada de iarnă, îi oferim ca o soluție, ca o măsură de protecție. Nici în stradă nu putem când mama va servi, la fugarii din casă și undeva iarna, doamne ferește, apățâ-o. Pentru ce? Ca să evităm, avem nevoie de 1, 2, 3, eu îi fac demers, verificare situația și găsim soluții. Bun. Noi îi oferim mai mult timp. Mai mult, solicităm mai mult descrierea detailată a situației persoanei, dacă se încadrează, nemijlocit să fie preluată în serviciile în care el se încadrează, dacă nu, ca rezultat, poate pregăti pachetul de acte pentru clasament. Da, eu știu că la mulți nu vă place centrele, dar asta ca o soluție temporară. Atâta timp ce dărunca nu dețineu un centru de clasament propriu. Doamna Irina, eu mă gândesc aici cu atât mult mai ușor trebuie rezolvat. Puteți să vorbiți cu asistent socială, cu doamna Irina Ivan, și spuneți... Ce-i telefon? Anuș. Ce-i numărul de telefon?